Ne pregătim să primim oaspeți și meșteri și producători români, dar și vizitatori. De mâine, începând cu ora 10, în Parcul Tineretului, avem Târgul de Sfânta Marie, avem de tăte. E un proiect care a încercat să aducă oamenii, comunitatea, aproape unul de altul în timpul pandemiei. Știți că a fost un proiect inițiat atunci. Se dorește un târg altfel, avem de tăte, mă repet, avem de la parte de produse meșteșugărite, avem ii, avem măști tradiționale, avem baltage, pentru cine e mai luptător și se simte poate vreo doamnă Xena, găsiți aici toate produsele la îndemână și avem pentru doamnele foarte ocupate zacuști, dulcețuri, pentru că așa suntem noi, doamnele mai moderne, nu prea avem timp, dar avem gospodine care sunt pasionate și fac lucruri mult prea bune ca să nu le cumpărăm de la ele. Avem bijuterii și vintage, avem bijuterii făcute handmade, așa că, dragi domni, vă rog frumos, gândiți-vă la doamne, cu siguranță veți fi alintat acasă după un astfel de cadou. Vă așteptăm între 9 și 11 august, în Parcul Tineretului, de la 10 dimineața până la 20 seara, dar dacă doriți să stați și pe răcoare, putem prelungi programul până la ora 21. Fiți alături de noi, sunteți dragi sufletului nostru și fiecare activitate pe care o facem, o gândim să vă aducem zâmbetul pe buze. Mulțumim!